Salut! Sifu Bogdan Roșu aici, antrenorul școlii de dezvoltare personală prin Wing Chun Kung Fu și am pentru tine a treia unealtă prin care să-ți crești încrederea în tine. Am vorbit mai devreme de importanța realizării faptului că ai măreție înăuntru. Și apoi în al doilea video am vorbit despre încredere în sine constructivă și încredere în sine destructivă și cât e de important să vezi oamenii care îi admiri, oamenii care au încredere în sine constructivă și îți dau senzația de energie pozitivă, să observi gesturile, microgesturile dacă vrei, cum își folosesc ochii, cum își folosesc corpul, intonația vocii și așa mai departe. Azi am pentru tine a treia unealtă și vreau să spun că este unealta care pentru mine a făcut cea mai mare diferență în viața mea. Fie că a fost vorba de a deveni inteligent în business, fie că am vrut pur și simplu să cred mai mult în mine și început să realiza. Și a treia unealtă este pur și simplu să stai cu oameni care au încredere în ei. Știi cum se spune? Dacă vrei să fii un leu, trebuie să înveți să vânezi cu lei. Îmi aduc aminte că m-am întors în România după 5 ani în care am trăit în afara țării. Am venit în București și primul lucru pe care l-am făcut a fost să găsesc o comunitate de antreprenori care să mă inspire și să mă motiveze să-mi depășesc condiția. Frecventam un eveniment de networking, Open Connect, poți să-i dai în Google să vezi despre ce e vorba. Este fantastic dacă ești la începutul drumului, e o oportunitate bună de a intra în contact cu oameni care și-au făcut din vocație carieră și care fac bani din chestia asta. Practic, stând cu oamenii ăștia, îți cresc standardele foarte mult. Același lucru poți să-l faci și cu încrederea în tine. Așa că dacă încă nu ți-ai descoperit încrederea în tine, dacă nu știi cum să o accesezi, să o arăți și altor oameni, te invit pentru o săptămână gratuit la clubul nostru, Wing Chun Warriors Club, și vei vedea cum poți să pui bazele pentru acea încredere în sine specifică lui Bruce Lee, specifică adevăraților lideri a istoriei. Nu spun că va trebui să devii un lider sau va trebui să devii ca Bruce Lee, îți spun pur și simplu că poți să intri în contact cu măreția asta pe care o ai deja înăuntru și să o exprimi în tot ce faci. Cred personal că lumea ar fi un loc mult mai frumos dacă ne-am depășit fricile și am intrat mai mult în contact cu ce suntem cu adevărat. Și asta înseamnă dumnezeire. În descriere ai un link unde te poți înscrie pentru săptămâna gratuită. Oferta este valabilă doar pentru persoane din București, clubul e în București. Ne vedem cât de curând acolo. Sunt Sifu Bogdan Roșu și nu uita să te abonezi la canalul meu de pe YouTube. Ciao!